Bună ziua, dragi telespectatori! Bun venit la Sfatul Psihologului! Sunt Izabel Gheorghiu și astăzi vom afla totul despre fizionomie. Alături de noi se află Ciprian Cucu, care este trainer, fizionomist, coach, consultant în dezvoltare personală, citirea chipului uman și a limbajului trupului. Bună! Bună, Izabel, și bună tuturor telespectatorilor! Ce ne poți spune despre fizionomie? Ce înseamnă mai exact? Ce vedem noi prin această fizionomie? Teoretic, dacă ar fi așa să vorbim dintr-o prismă mult mai punctuală, am vorbit despre descifrarea trăsăturilor faciale, trasarea tiparurilor comportamentale și temperamentale ale fiecăruia, dar ca să pot să explic pentru toată lumea, și o să vreau să îmi dai voie să fac o explicație foarte exactă a ceea ce este fizionomia și cum cu adevărat citirea chipului poate să descifreze în totalitate cum este omul. Pentru că personal, lumea când mă întâlnește și aude cu ce mă ocup, prima întrebare desigur este și fața mea ce zice. Sau, hamă, chiar e adevărat, chiar există așa ceva, poți tu după față să-ți dai seama? Și acum m-am gândit chiar ieri, stăteam de vorbă cu mine și urmărind și alte emisiuni și citind din cărți, mi-am dat seama la un moment dat care este legătura de fapt între chip și cu adevărat personalitatea omului. Pentru că prin fizionomie, arta citirii chipului, de fapt asta faci, descifrezi personalitatea, trăsăturile de caracter și cum este, cum este omul el cu totul, din toate punctele de vedere. Și stând puțin așa, aprofundând situația omului de zi cu zi, noi trăim aici într-o lume în care ce ne definește pe noi ca persoane? Avem un trup, avem un suflet, da? Și practic, pe lângă asta avem și o minte. Da? Astea sunt cele trei lucruri care ne definesc pe noi în această lume. Ok, și acum hai să o luăm altfel. De fiecare dată când, să zicem, răcești, ești bolnav, îți este rău, ce se întâmplă? Practic, din punct de vedere energetic, cum se vorbește acum, da, sau al sufletului, ești pe o frecvență teoretic mai joasă, ai imunitatea mai scăzută pe limbajul tuturor, în momentul respectiv te îmbolnăvești, lucrul acesta se observă că tu nu mai poți să fii la fel de vioi cu trupul și în același timp ai impresia asta când te uiți la cineva, zici, mă, îți este rău că parcă ți s-a tras fața. Știi? Și ăsta este un exemplu. Uite cum toate cele trei lucruri sunt foarte conectate între ele. Și gândește-te că noi, oamenii de rând, da, avem deseori aceste intuiții legate de către cineva, de cineva. Da? Bă, uite, nu știu, am impresia că omul ăla e șiret. Am impresia să nu te încrezi în omul ăla, că am auzit eu, sau știu eu. Oamenii în general care au nu știu ce trăsătură sunt într-un fel. Întrebarea e de unde îți dai tu seama de lucrurile acestea. Și deseori este că, surprinzător, chiar se adeveresc acele intuiții. Tocmai pentru că noi la un moment dat dezvoltăm o anumită intuiție bazată pe niște experiențe tot pe suflet și corp. Prin modul în care noi abordăm viața din punct de vedere a sufletului. Tot după chip îți dai seama, uite, omul ăsta are un... După chip îți dai seama că are un suflet bun. Știi? Au auzit tot felul de astfel de... Fără să ai cunoștințe, știi? Dar după un anumit timp poți să-ți dai seama după chip, așa spui tu, omul ăsta are un suflet bun. Sau din potrivă. Omul ăsta îmi pare că ascunde ceva. E cam viclean. Exact. Ei, fizionomia cu asta se ocupă. Dacă noi ca oameni ne dăm seama instinctiv de anumite lucruri, gândește-te că au fost anumiți specialiști care au stat și au studiat în adevăratul sens al cuvântului. Începând de la Aristotel. Exact. Se specifică undeva de 3-5 mii de ani înainte, din era noastră, să zicem așa, că fizionomia a început să fie studiată, sunt mai multe ramuri sau mai multe zone ale planetei de unde a început să se studieze. Practica și tehnica pe care eu unul o folosesc la bază se utilizează de metoda celor 5 elemente de metafizica chinezească. Este cea mai veche și în același timp cea mai complexă tehnică de citire a chipului. Înțeleg că sunt mai multe tehnici. Mai este o tehnică care are legătură sau a plecat mai mult din India, da, unde acolo, sau Arabia chiar, de unde se descifrează mai mult omul după ochi, doar după privire, pentru că știm foarte bine că în Arabia femeile doar ochii au vizibil. Și mai este o tehnică care pleacă din Europa, într-adevăr, cum spuneai tu, de la Aristotel, din Grecia Antică, da. De ce ai ales acest domeniu?
istoria pleacă de când eram în prima facultate, mi-aduc aminte. Pe mine mă pasiona lucrul acesta de a cunoaște omul. Și prima dată urmăream serialele acestea pe care probabil mai mulți oameni le-au urmărit, și aici mă refer la Lie to Me, la The Mentalist, poate. Și eu eram genul care notam ce spunea în timpul serialului, ieșeam afară și voiam să văd dacă lucrurile acelea sunt veridice. Și le puneam în practică. Ei, la un moment dat, prin anul 3 de facultate, mi-aduc aminte, venise la mine în oraș, și eu fiind din Bacău de fel, o astfel de conferință de fizionomie de citire a chipului. Sincer, eu nici nu aveam bani atunci, eram student. M-am împrumutat prietena cu care eram atunci, restul de bani ce-am mai avut, și m-am dus la conferință, m-am îndrăgostit de subiect, mi s-a părut fascinant și apoi m-am dus la curs. Dar dacă mă întreb de unde s-a născut lucrul acesta, sincer să fiu cu tine, cred că dintr-o teamă oarecum din partea oamenilor. Mi-am dat seama că mă lăsam ușor, eram foarte naiv. Și ai fost dezamăgit. Am fost foarte dezamăgit, într-adevăr, că eu aveam impresia că dacă eu sunt om cu tine și tu ești cu mine, știi? Și deseori am avut surpriza neplăcută să observ că nu este așa. Și de aici cred că s-a născut, de fapt, nevoia reală. Oarecum, de fapt, de a mă cunoaște mai bine pe mine, pentru a reuși prin ceea ce sunt eu să-i cunosc pe ceilalți. Și ai aflat lucruri noi despre tine? Am aflat o multitudine de lucruri, o întreagă filozofie. Pentru că, știi cum e, unul din citatele acum pe care le folosesc când mai merg prin conferințele prin țară, este că poți să vezi în celălalt doar ceea ce se află deja în tine. De asta se mai specifică, nu, că ochii ce sunt? Oglinda sufletului, dar în același timp și fereastra minții. Vezi cum iarăși legătura între minte, suflet și trup. Și într-adevăr, tu practic, cum poți să-ți dai seama că cineva este într-un fel dacă nu ai o experiență acesta? Trăind experiențe care te-au făcut și pe tine să simți lucrul acela. Știi, sunt anumite doamne, domnișoare, am observat, care specifică, nu știu, că bărbații preferă un anumit tip de femei, poate. Și vine ea și zice, amă, lasă-mă și cu asta, eu știu că ea e nu știu cum. În viziunea noastră a bărbaților, pare, de unde îți dai seama? Nu știu, mie mi se pare o persoană drăguță, îmbrăcată, elegant. E, lasă că știu eu de astea, le citesc eu. E, cum îți dai seama că e într-un fel dacă nu cumva acel ceva există deja în tine? Sau a existat? Deci noi putem să citim oamenii, instinctiv vorbind, doar dacă noi am trecut printr-o experiență asemănătoare și știm ce simte celălalt, și aici se activează o empatie activă de data aceasta, sau într-adevăr am fost învățați că oamenii care arată într-un anumit fel sunt într-un anumit mod. Și aici ne referim inclusiv la ceea ce știm poate de anumite etnii, că sunt într-un anumit fel și așa mai departe, și s-a dus vorba aceasta. Da. Cum a reușit să te schimbe această experiență? Bănuiesc că a fost o experiență destul de lungă în a învăța toate aceste tehnici. Și cum îți este acum când vorbești cu cineva și îți dai seama că este o persoană vicleană, cum spuneam mai devreme? Ei, aici este de fapt adevărata artă. Nu să reușești doar să citești pe cineva. Că multă lume, inclusiv la cursuri, la conferințe, la prezentări, vor să afle picanteriile. Dacă omul de lângă mine e fidel, dacă mă înșeală, dacă. Dar doar lucrurile acestea am observat. Și eu zic, ok, eu pot să-ți spun asta, dar întrebarea este, tu ce faci după ce afli asta? Ce faci dacă eu, într-adevăr, îți spun că soțul tău este infidel? Probabil acea persoană se duce la soț și spune, știi ce mi-a spus Ciprian Cucu? Mi-a spus că ești infidel. Așa este? M-ai înșelat? Ei, și omul ăla ce crezi că o să zică? Da, a avut dreptate. Să zică, nu, ești nebună. Dar tu, în același timp, o să ai tot timpul un semn de întrebare. Deci, cu alte cuvinte, adevărata artă nu este neapărat să descifrezi omul, ci să știi cum să te comporți cu el după ce ai reușit să-l descifrezi. Păi și cum ar trebui să ne comportăm? Depinde de la situație la situație. Acum eu am dat un context strict cu înșelarea, dar deseori tocmai eu dau inclusiv astfel de informații, cum să-ți dai seama de astfel de oameni, la finalul cursului, sincer. Tocmai pentru că vreau să duc omul să înțeleagă filozofia din spate, să aibă o cunoaștere deja, cum să interpreteze. Pentru că înainte de toate, de fapt, noi vorbim despre o predispoziție. Fiecare om are anumite predispoziții.
Da? De asta vorbim și în carieră, mă, omul, sau despre har. Da? Omul acela are un dar. Ei, darurile acestea pot fi diverse. Și într-o parte și într-alta. Cu toții suntem de toate, într-o formă sau alta. Și câteodată ne este greu să credem lucrul acesta. Uite, îți dau un exemplu. Cu toții avem potențial de a fi, poate chiar, criminali. Dar unii au un potențial mai ridicat, alții au un potențial mai scăzut. Acum, interesant este, în schimb, ce facem sau care sunt butoanele acelui om prin care hrănești potențialul acela. Știi? Pentru că, la un moment dat, că m-ai întrebat cum m-a schimbat, am fost la un astfel de curs și eu, pe care acum îl predau, și am aflat lucruri despre mine pe care, la o primă impresie, așa aș fi zis că lucrurile acelea nu mă reprezintă. De exemplu, învățăm inclusiv care sunt emoțiile noastre predominante și emoțiile după care ne ghidăm în general în viață, după care luăm cele mai multe decizii. Sunt 5 emoții universale și de acolo, mă rog, multe alte conexe. Și una din aceste emoții la mine pe chip se citește că ar fi fost furia. Eu, de altfel, până în acel moment, știindu-mă o persoană destul de calmă, și oamenii care mă știau astfel. Dar am avut o experiență alături de o persoană, alături de o femeie, care, într-adevăr, în anumite situații m-a făcut să reacționez într-un mod în care eu nu mă mai văzusem reacționând așa până în acel moment. Și atunci mi-am dat seama, într-adevăr, de aceste predispoziții, respectiv de aceste butoane, care, după ce le-ai depistat, trebuie să înveți, ok, cum să le dezactivezi. De asta, după, mi-am luat toate celelalte titulaturi, respectiv de coaching și de consilier în dezvoltare personală, pentru a putea, de fapt, ajuta omul din toate punctele de vedere, nu doar să-i arăt, uite, tu ești așa, sau uite, persoana aia e așa, ok, hai să vedem ce putem face acum că știm lucrurile acestea. Am pregătit câteva imagini, rog pe colegul nostru să ni le arate, să le comentăm un pic. Da, din sigur. Punct de vedere al trăsăturilor, aici îl avem pe președintele Statelor Unite și pe soția. Da, primul și prima doamnă a lumii, nu? Ce ne poți spune despre aceștia? Depinde acum, uite, iarăși, când vorbim de fizionomie, tot timpul trebuie să avem o întrebare în minte. Adică ce anume ne interesează să aflăm? Știi că, ok, unul din lucrurile la care eu consider că oamenii au de lucrat este să înceapă să-și pună întrebări. Să-și pună întrebări bune. De ce spun asta? Și revenim, desigur. Observ și oamenii când vin la consultanțe, nu știu ce să ceară. Vreau să știu totul. Ce înseamnă totul? Așa, în general. Păi, în general, am să-ți spun și eu. Ei, și atunci, de fiecare dată când învățăm astfel de tehnici, întrebarea, tot timpul trebuie să avem o întrebare în minte. Adică, de exemplu, ce mă interesează să aflu despre domnul sau doamna? A, desigur, putem să spunem niște lucruri generale. Uite, am să precizez faptul că dacă ne uităm la aceste chipuri, observăm că amândoi au ochii destul de înguști. Observ? Da. Ochii mici, nu au ochii mari. Ceea ce urmează eu să spun acum, vreau să precizez, nu este total valabil pentru toate persoanele care au ochii mici. Pentru că fizionomia nu este așa. Dacă ai ochii verzi, ești într-un fel, dacă ai ochii sau nasul, nu știu cum, gata, ești într-un alt fel. Și în funcție de forma nasului și a buzelor, nu? Și eu mie îmi vine să spun că trăsăturile noastre sunt ca niște piese de puzzle și fiecare om are puzzle-ul lui, dar piesele sunt aceleași. Și în funcție de imaginea de ansamblu, atunci putem specifica ceva cu exactitate. Dar acum am să mă agăs totuși de anumite trăsături care într-adevăr specifică ceva foarte exact și mai ales atunci când vorbim de cupluri, pentru că aici avem și un cuplu. Oamenii în general care au ochii mai mici sau mai pieziși, da? Cum are atât Donald cât și Melanie, în general nu sunt oameni care sunt foarte deschiși. Și aici mă refer foarte deschiși nici la suflet, dar nici la a dărui foarte mult informație proprie. Acum sunt mai multe citiri din aspectul acesta, pentru că întrebarea este ok, cum a ajuns omul ăsta așa, știi? De obicei, astfel de oameni, pentru că și eu am astfel de ochi, dar aici este și iarăși o problemă și din punct de vedere al ochilor, pentru că eu port ochelari. Sunt unii oameni care, tocmai când port ochelari, ochii devin mai mici, pentru că este miopie și așa, mă rog, se întâmplă. Dar când vorbim de oameni de genul acesta, deseori oamenii aceștia cândva, una din citiri să spune, au investit în cineva sau în ceva, emoție, și-au dat încredere acelei persoane și cumva sau cumva au fost dezamăgiți.
Și atunci au ales să nu o mai facă. Și atunci ei capătă un nou tip de comportament. Că nu toți oamenii se nasc deja cu ochii mici, nu toți oamenii se nasc deja cu ochii mari. Dar acum, uite, legat și de limbajul cu trupului, ca să mă leg de ochii mici, atunci când eu îți spun ție ceva cu care tu zici, să zicem că nu ești de acord, de obicei avem tendința să facem ochii mici. Bă, tu mă păcălești pe mine, știi? Dar și dacă îți spun ceva care te fascinează, parcă ridici ochii. Wow, mai spune-mi. E, la fel este și aici. Dacă oamenii aceștia tot timpul, de fapt, stau cu ochii așa mijiți, și asta înseamnă, din start, să știi că în același timp arată și niște oameni care nu se lasă ușor manipulați. Oamenii cu ochii mici, știi? Pentru că nu pun la suflet atât de ușor ceea ce aud sau ceea ce simt din partea celorlalți, și atunci ei au o viziune mult mai exactă spre atingerea unui anumit scop. Oamenii cu ochii largi deschiși, ca o paralelă, sunt oamenii care contează foarte mult pentru ei să vadă rezultatul eforturilor sale mai imediat. Știi? Aceștia cu ochii mai mijiți, de obicei, au mai multă răbdare în atingerea propriilor lor scopuri. Uite, avem aici o imagine mult mai îndeaproape, vedem ochii foarte înguști. În același timp, dacă ne uităm la ochiul său drept, da, observăm că are un ochi mai triunghiular. Este o ușoară formă triunghiulară, observ? Da. Oamenii aceștia sunt foarte buni în afaceri. Să zicem așa că sunt ca niște pisici, pot, de fiecare dată când cad, ei cad în picioare, indiferent din orice situație, ei știu să iasă bine din ea. Arată un om care, după cum spuneam, ascunde multe și, să zicem așa, iubirea sau dragostea nu este chiar punctul lui forte. Desigur, mai avem tot la ochi niște riduri, acele riduri care pleacă așa de la ochi, le observi? Da. Ok. Depinde foarte mult în, dacă se duc în sus sau în jos, la el se duc deja spre zona tâmplelor și se duc atât în sus cât și în jos, mai mult în sus. Aceste riduri sunt normal să apară atunci când noi zâmbim autentic. Dacă când zâmbim, trebuie să ne apară riduri. Dacă nu ne apară ridurile când zâmbim, nu e un zâmbet autentic. E, dar dacă oamenii care au tot timpul astfel de riduri, înseamnă că sunt oameni care mai mereu au stat zâmbind. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că ori îți fac cam des cu ochiul, ori știu foarte bine să spun ce trebuie spus când trebuie spus. În traducere, din nou, poate arăta faptul că e un grad mai mare de infidelitate din partea unei astfel de persoane, dar în același timp și că îi place să trăiască viața. Da, putem spune foarte multe, uite, inclusiv la nas, la vârful nasului, observăm că este un nas care curge în jos. Da. Da? Adică nările nu sunt vizibile, iar vârful se duce, are tendința să se ducă în jos. De exemplu, la tine nu este așa, știi, făcând o comparație. Da. Nările la tine se observă. Ei, asta este o trăsătură a oamenilor bogați. Da? Este o trăsătură care se întâlnește foarte des la oamenii care nu numai că acumulează bogăție, dar știe și cum să o securizeze, știe cum să o păstreze. Deci de asta zic, ne interesează foarte mult întrebarea pe care o avem în spate. Ce mă interesează să aflu la un astfel de om? Cum pot să colaborez cu el? Cum pot să intru în contact cu el? Cum să pun problema astfel încât amândoi să fim înțeleși? Asta este, de fapt, una din adevăratele arte. Ok, aici o avem tot pe Melanie. Uite, un lucru interesant, că sunt mai multe tehnici de citire a chipului. La ea, dacă ne uităm bine, poza nu este chiar cu tot chipul ei, dar oricum ne putem da seama. Ca proporție așa de pe chip, observăm că partea de mijloc este partea cea mai proeminentă. Adică de la sprâncene până unde se termină nasul, este partea cea mai proeminentă de pe chip. Da. Și nu neapărat doar la înălțime, dar inclusiv la lățime, acei pomeți ies foarte tare în proeminență și atunci zona aceasta este cea mai tare ieșită în evidență. Ce înseamnă? La fiecare zonă a chipului sau a feței avem ceva specific despre acel om. Oamenii care au această zonă mediană, cea mai principală, se numește zona practică sau zona de socium, adică pun foarte mult accent pe cum sunt priviți de către ceilalți în societate. Imaginea lor trebuie să fie una pozitivă de față cu alții. Și atunci, uite, un lucru, de asta zic tot timpul ce te interesează să afli, pentru că un minus, poate, la o astfel de persoană este că dacă vrei să-i faci rău, trebuie doar să o faci de râs în public. În ce sens? Mă, tu, lasă-mă, mă, că tu faci nu știu ce și nu știu cum, că știu eu că te-am văzut nu știu unde. Oamenii aceștia nu reacționează pe moment, dar suferă foarte mult din punctul acesta de vedere. În același timp, ăsta este și plusul lor. Ăsta este lucru prin care poți să te duci să te apropii de ea. Să știi cum să-i faci un compliment care să o facă să se simtă valoroasă, pentru că pentru ea asta este important. Avem acei ochi mijiți și acei ochi albaștri închis. Și nuanța de albastru spune ceva despre om. De obicei, oamenii cu o nuanță închisă albastru
albastrului arată oameni care sunt doritori de a apărea pe scenă, de atenție. În același timp, după cum vedem, are ochii mijiți, deci din nou este o persoană care să dea o importanță foarte mare iubirii adevărate. De aici putem trage concluziile singuri, da, ce fel de cuplu avem aici. Da. Dar în legătură cu operațiile estetice, pentru că știm că foarte multe vedete au operații estetice, de la nas la pomeți, chiar și ochii putem alungi, buzele. Și cum spuneai tu mai devreme cu legat de miopie, și eu am purtat ochelari și într-adevăr ochii păreau mai mici. Mi-a schimbat faptul că am făcut o operație personalitatea? Hai ca să vorbim puțin de personalitate. Să-mi dai voie să dau un răspuns puțin mai lung. Noi avem în fizionomie, sau tehnica pe care eu o predau Ming și Yang, o tehnică a celor 5 elemente care se pune în aplicare la persoanele de peste 21 de ani. De ce? Până la 21 de ani, chipul omului este în reală schimbare, în continuă schimbare. De pe la 21 de ani, chipul se maturizează și trăsăturile devin mai definitorii. Bun, acum mă duc în lumea psihologiei, pentru că la bază am studii și în acest domeniu. Și atunci ce am aflat, mi-aduc aminte, la a doua facultate a fost aceasta, că personalitatea omului se cristalizează în jurul vârstei de 20-25 de ani. Și atunci mi-am zis, ok, uite cât de interesantă această combinație. Deci, personalitatea noastră se cristalizează de-abia în jurul vârstei de 20-25. Până atunci încă nu avem o personalitate formată. Ok, și întrebarea a fost ce se întâmplă după. Personalitatea rămâne așa? Nu. Personalitatea se schimbă, dar într-un ritm mult mai lent. Desigur, pot surveni schimbări bruște dacă, nu știu, avem un eveniment cu impact major în viața noastră, moare cineva, nu știu ce ni se întâmplă și atunci dintr-o dată ne schimbăm valorile, convingerile. Dar, în general, cam cum rămânem pe la 25 de ani, cam așa ne ducem viața. Și acum, referitor la întrebarea ta, da, schimbările pe care putem să le facem noi asupra personalității noastre pot veni atât din interior cât și din exterior. Recomandarea mea de fiecare dată este să vină din interior în exterior. Adică tu să stai de vorbă cu tine, tu să te înțelegi pe tine, să-ți observi atât calitățile cât și, nu neapărat defecte, acele minusuri care pot deveni plusuri în anumite situații și să lucrezi cu ele. De asta avem coaching-ul. Dar, într-adevăr, pot fi schimbări care survin și din exterior în interior. Și aici vorbim de aceste modificări din punct de vedere estetic sau câteodată sunt chiar, avem nevoie de ele în anumite situații. Și da, anumite schimbări, acum o să urmează, e foarte interesant ce urmează să spun, anumite schimbări pot veni mănușă personalității noastre. Alte schimbări pot să ne strice oarecum personalitatea. În ce sens? Ca să dau un exemplu de înțeles pentru toată lumea. Eu am fost la dentist acum, recent, acum vreo 2-3 ani, și a trebuit să-mi pun o plombă. Ce s-a întâmplat a fost că, mă rog, doctorul a zis, măi, vezi și tu dacă te doare, dacă... M-a durut. A trebuit să-mi scoată nervul, da? Și să-mi pună plomba. Ce înseamnă asta? A venit ceva din exterior cu care interiorul meu nu a fost compatibil. Și a zis, interiorul meu nu a putut să accepte exteriorul. Și atunci ce am făcut? Am scos interiorul și am băgat exteriorul. Bun. Ce se întâmplă este în felul următor. Acum, iarăși, care a fost intenția din spate atunci când facem o astfel de modificare? Pentru că, dau un exemplu, sunt multe femei care știu că își modifică buzele, da, să aibă mai mult volum. E ok, eu încurajez, nu sunt nici pro, nici contra lor. Dacă, de exemplu, ai buzele foarte subțiri ca femeie, e ok să-ți faci, dar cu bun gust. Să fie conform fizionomiei tale, să nu exagerezi. E bine de știut următorul lucru. Dacă tu, de exemplu, lucrezi într-un domeniu în care conduci oameni, într-un domeniu în care trebuie să fii dură, inclusiv ca femeie, da? Atunci buzele subțiri să știi că te ajută. Ești un om cu buze subțiri e mai de luat în seamă pe un post de conducere decât un om cu buze mai voluptoase. În momentul în care tu te duci și îți vei băga în buze acid hialuronic sau pur și simplu ți le vei face mai mari, ei bine să știi de ce oamenii nu o să mai aibă aceeași, cum să zic, nu o să mai ai tu același impact la oameni pe care îl aveai înainte atunci când vrei să dai un ordin sau oamenii pur și simplu nu o să te mai asculte la fel. Și atunci, da, astfel se schimbă ceva în personalitatea ta. Deci nu neapărat că ai făcut acum o schimbare și gata, mâine ești altfel. Nu. Pentru că noi vorbim aici, de fapt, de următoarele chipuri.
modul în care tu te vezi pe tine în oglindă, modul în care crezi că ceilalți te văd pe tine, modul în care, de fapt, cu adevărat ceilalți te văd pe tine, știi? Și modul în care ceilalți au așteptări de la tine să fii. Și atunci, în funcție de cum ceilalți te observă pe tine și ei încep să se comporte cu tine ca și cum, știi cum e? Să zicem că, uite, de asta se spune foarte des că mediul este cel care te formează. Da, dacă pur și simplu a fost un studiu, s-a luat un copil sănătos din toate punctele de vedere, a fost pus într-un cerc cu copii cu handicap, copilul respectiv sănătos a devenit un copil cu handicap. La fel este și aici. Dacă tu ești un om bun, dar tot timpul ți se spune, ești un nimic, ești vai de capul tău, tu începi să te crezi astfel. Ei, la un moment dat, așa sunt și aceste modificări din punct de vedere estetic. Dacă tu îți faci o anumită modificare pe chip, dai o anumită impresie. Cu siguranță și tu ai avut poate o prietenă care avea părul lung și dintr-o dată s-a tuns scurt. Și deja parcă când ai privit-o prima dată, ai avut așa o impresie că parcă nu ești tu. Parcă te știu că ești tu, dar parcă nu s-o obișnuită cu tine așa. Ei, dar așa ai văzut-o tu care oricum o cunoșteai. Dar în minte cineva care o vede pentru prima dată, din start are deja o impresie pe care nu poate să o aibă comparativ cu cea pe care o aveai tu din trecut. Deci da, modificările la nivelul feței și nu numai pot avea un impact asupra personalității noastre, dar cel mai mult asta se datorează modului prin care ceilalți ne observă. Și apoi începem și noi să ne observăm ca atare în oglindă și să considerăm despre noi că suntem în acel fel. Da. Tu oferi consultanță pentru cine vrea să se îmbunătățească din punct de vedere al fizicului? Da, ofer consultanță inclusiv din acest punct de vedere al operațiilor estetice. Foarte des, desigur, doar femeile au apelat până acum la o astfel de consultanță. Dar sunt și foarte mulți bărbați care fac operații estetice. Adevărat, dar de obicei ei... Țin secret? Da, nu neapărat țin secret, dar uite, și oamenii, și bărbații care merg la cosmetică nu se laudă acum cu așa ceva, știi? Da. Da, de obicei, la femei și nu numai din punctul acesta de vedere, am observat că în ultimul timp femeile acordă o mai mare importanță dezvoltărilor personale decât bărbații. Aici noi bărbații avem mai mult de învățat din această privință. Da, dar nu doar din prisma operațiilor estetice. Ofer consultanță inclusiv în dorința omului de a se cunoaște mai bine pe el. Din prisma relațiilor se poate observa compatibilitatea, dar nu numai asta. Se poate observa, ok, ce tip de om îți este potrivit și aici este un lucru iarăși foarte interesant pe care vreau să-l precizez. Oamenii vin la astfel de consultanțe de fel despre relații cu gândul, mai mult femeile, cu gândul de a-l schimba pe el. Vreau să-l schimb pe el, că înainte nu era așa, acum e așa și vreau să-l schimb să fie nu știu cum. Dar asta nu este posibil. Asta nu este posibil. Cred că mai degrabă are nevoie de o psihoterapie înainte. De asta eu tot timpul îi spun, uite-te cât de greu ți este ție să te schimbi tu pe tine. Și de asta prima dată îi spun, ok, înainte să facem o consultanță legată de el, hai mai degrabă să ne uităm la chipul tău și la tine. Hai mai degrabă să vedem cum putem să modificăm nu chipul tău, ci personalitatea ta. Astea sunt instrumentele. Chipul pur și simplu ți arată instrumentele pe care tu le ai și atunci, ok, hai să vedem cum lucrăm cu ele. Ok, se observă că ai un potențial în a fi ceva. Se observă că ai un potențial de nu știu ce. Pur și simplu, luând lucrurile acelea, dorind să te cunoști pe tine și lucrând cu tine, hai să vezi că îți îmbunătățești și relațiile. Aveam o persoană la un moment dat, mi-a venit, a zis, câteodată simt că eu trebuie să dau ultimatumuri când vin astfel de persoane. Am venit aici cu gândul să-mi spui dacă merită să mă despar sau nu de soțul meu. Nu așa funcționează lucrurile. Nu poate să vină cineva din exterior să-ți dea un ultimatum de genul acesta. Am pus întrebări, desigur. Care e situația? El spune că iubește toată lumea. El spune că pur și simplu simte iubire să împărtășească pentru toată lumea, că el e bun cu toții. Eu nu înțeleg lucrul acesta. M-am uitat pe chipul său, din prisma celor 5 elemente, s-a observat că are un element care fix asta îl definește, bunătatea și iubirea față de oameni. Și am spus, mă, uite, omul chiar spune pe bune, el chiar iubește oamenii și este drag să stea printre oameni. Dacă zici tu... De obicei, oamenii oricum, sincer, când vin la astfel de consultanțe și în general, că vorbim de orice tip de terapie, oamenii au deja răspunsurile în ei. Dar așteaptă răspunsurile să vină din partea celorlalți. Să confirme cumva. Să confirme alții, da. Și asta câteodată este periculos.
Pentru că, din păcate, în ziua de astăzi, spun din păcate, într-o oarecare măsură, spiritualitatea a ajuns să fie la modă. Vorbeam, mi-aduc aminte și acum, la facultatea de psihologie, ne zicea că până nu de mult și psihologia era considerată o pseudoștiință. Exact. Și lumea nu se ducea la psiholog, zicea, mă, ești cu capul, ce asta, ești olog, uite, olog cu da. Capul, ce ai, nu. Dar acum vorbim de terapii cu îngeri și toată lumea este în regulă cu asta. Da. A luat pur și simplu o pantă ascendentă această spiritualitate și nu de fiecare dată una pozitivă. Pentru că, uite, măcar din acest punct de vedere e ok să faci un curs de fizionomie, să vezi care este, cum arată un chip al maestrului spiritual autentic. Tot aici mai putem observa care este chipul într-adevăr și al unui om infidel, dar poate te interesează și altceva pe lângă asta, da? De asta consultanțele mele sunt în diverse domenii, inclusiv pe carieră, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Cum să lucreze oamenii pe diferite nivele ierarhice, pur și simplu cum să lucreze cu cei care sunt sus, cu cei care sunt jos, relațiile din cadrul firmei, sau inclusiv atunci când se dorește să se facă odată interviuri de angajare, dar vrea să se ia un om care el nu a lucrat niciodată pe postul acela și vrea să vadă, ok, pot să-l pun pe omul acela acolo, pentru că în interviuri, când mă duc, de exemplu, eu îi întreb următorul lucru, ok, ce tip de om vrei să fie? Da, de ce tip de om ai cu adevărat nevoie? Ai nevoie de un om care să-ți facă ce? Lasă-mă cu fișa postului. Cu adevărat, ce ai nevoie? Păi uite, am nevoie de un om care, uite, într-un domeniu de genul acesta, să aibă curaj să se ducă, să îndrăznească, să pună întrebări, unde și cum. Ok, ne uităm la așa ceva. Sunt unii oameni la care se observă că sunt făcuți mai degrabă să lucreze la un birou, alții care se observă că sunt făcuți să meargă mai degrabă prin lume, da? Pur și simplu ai nevoie de cineva care să aibă grijă de compania sau filiala ta în altă parte a țării, poate, sau în altă parte a Europei. Și atunci ne uităm la alte tipuri de trăsături care specifică așa ceva. Sunt multe companii care apelează la astfel de servicii? Nu atât de multe. Nu atât de multe. Și asta pentru că domeniul este relativ nou pentru noi românii. Practic, deci el este unul foarte vechi. Este ceva foarte vechi, dar pentru ceea ce înseamnă România, este încă ceva foarte nou. Foarte nou. Păi gândește-te că suntem undeva la vreo, eu cred că 5 fizionomiști care facem lucrul acesta la nivel public, adică cursuri, prezentări, ieșim la televizor și vorbim despre. Fizionomiști sunt mulți, păi numai cursanții mei sunt atâția, da? Deci, practic, care au o cunoștință și folosesc aceste cunoștințe în domeniile lor fără să știe ceilalți. Deci este un instrument care, după părerea mea, îndrăznesc să spun, cel mai mare atu pe care îl are, este că e un instrument de cunoaștere a omului, cum este și psihologia sau orice altceva, în care nu ai nevoie de acordul celuilalt și poți să-l folosești oricând, oricum, oriunde. Nu trebuie să întrebi la astrologie, de exemplu, zi-mi zodia și ascendentul și ziua nașterii, nu. Aici pur și simplu te uiți la chipul omului, îți pui întrebarea și primești răspunsul deja. Și asta este un mare atu, pentru că chipuri avem peste tot, oricum, oriunde. Na, și din punctul acesta de vedere putem da foarte multe răspunsuri, inclusiv în companii. Uite, unul din cursanții cu care mă mândresc e un om care are, nu știu vârsta, dar undeva la 40 ceva de ani, la bază este inginer de aeronave. N-are absolut nicio legătură, te-ai gândi, știi? Dar omul acela, crede-mă, este un foarte bun fizionomist. Multe consultanțe pe care eu le primesc scrise, le ofer mai întâi lui să, și apoi pur și simplu eu doar înfrumusețez totul, pun totul sub aspectul principal. Dar ca idee este, a făcut cursul, a făcut un program de mentorat cu mine și este foarte bun acum în domeniul acesta, dar nimeni nu știe de el. Deci da, depinde foarte mult. Unii oameni tocmai vin în anumite companii să-și trimită oameni care să-i antrenez, să nu mai vin eu personal, să vadă în recrutare, să folosească astfel de tehnici, da. Putem afla și despre sănătatea celuilalt doar prin citirea chipului? Ce putem vedea mai exact? Da, îndrăznesc să spun chiar că așa a apărut această știință. În China antică, da, sau în Asia antică, că nu se știe exact China, Japonia, Coreea, în Asia antică, pur și simplu, prima dată s-a dorit să se cunoască după chip care sunt bolile, poate chiar cu transmitere genetică, da, potențiale deja să apară și încă nu au apărut, sau cele care deja le ai, cele deja pe care le ai. Bun. Și atunci au observat foarte multe lucruri și știu că și medicii au o
cum să spun, un obiect pe care li se predau la facultatea de medicină, nu știu exact cum se numește, în care se vorbesc despre anumite trăsături că au corelații cu anumite boli. Uite, de exemplu, dacă ai cearcănele acestea de tip pungi sau cearcănele albăstrim ovulii, arată deja o sensibilitate cu rinichii. Da? Cearcănele maronii, de exemplu, arată o sensibilitate cu ficatul. Și sunt multe astfel de trăsături în care, într-adevăr, arată care sunt organele cele mai predominante la ale acelui om, care sunt cele mai expuse. Da? Uite, de exemplu, oamenii care au sprâncene și încep să le cadă sprâncenele, ăla este iarăși un semn că ficatul începe să se ducă. Și aici vorbim iarăși oamenii care au fața mai roșiatică mereu. Știți, sunt unii oameni care mereu... Da. Acolo arată probleme cu circulația sângelui, probleme arteriale și așa mai departe. Inclusiv oamenii care au aici un rid pe lobul urechii. Rid și ridurile spun foarte multe despre noi. Arată cât de expresiv și cât de mult am trăit noi de-a lungul vieții, exact, sentimentele și trăirile. E foarte interesant că ridurile de obicei îți apar după anumite expresii pe care le-ai trăit foarte mult, după anumite sentimente, anumite trăiri. Da, adică atunci când te miri foarte mult, știi, încep aici să-ți apară niște riduri, știi, și așa mai departe. Bun, dar aici la ureche nu se întâmplă nimic. Și atunci când apare un rid fix pe lobul urechii, ăla iarăși este un semn care arată probleme cu inima acolo. Oameni care cel mai probabil au muncit foarte mult în tinerețe, nu s-au relaxat, iar acum, na, din punct de vedere al sănătății, au un deficit. Ne putem da seama despre o persoană dacă este mai emotivă doar după citirea chipului? Mm-hmm. Uite, dacă îmi dai voie să pronunț care sunt cele cinci elemente, tehnica care stă la bază, sunt cele cinci elemente care guvernează toată planeta. Putem să le privim atât metaforic, cât și așa cum sunt ele. Și aici ne uităm, vorbim despre apă, lemn, foc, pământ, metal. Și se specifică prin această tehnică, noi fizionomiști între noi specificăm, uite, că omul acela are chip de apă. Are chip de apă cu metal, de exemplu. Ui, în traducere înseamnă fiecare element un anumit cumul de trăsături specifice, un anumit cumul de informații specifice. E ca un fel de stick plin de cu informații despre acea persoană. Și atunci când vorbim, uite, de exemplu, cum este omul de tip apă, ei, ne gândim ușor și cum este apa în general. Apa este elementul cel mai versatil, da? Ea capătă forma recipientului în care este pus. În același timp, dacă îi dai pur și simplu apă pe jos, ea se extinde peste tot. Ei, în traducere, cam așa este și omul acesta. El este timid la bază. Dacă îi spui să stea într-un fel, așa stă. Cu alte cuvinte, ai un om care îi se vede apa pe față, cum se spune în fizionomie. Adică e mai corpulent? Nu, nu, nu neapărat. La chip ne uităm. La chip ne uităm. Deși fiecare element are și un anumit tip de corp. Da, e foarte interesant și acest aspect. Dar oamenii care au elementul apă pe chip sunt oameni care la bază deseori sunt introverți. Și ei nu sunt conștienți de ce zace în ei cu adevărat. Ei, dar în momentul în care cu adevărat înțeleg ceea ce îl reprezintă pe el ca om, ceea ce îl reprezintă, atunci și capătă putere, nimic nu-i mai stă în cale. Deci în momentul în care apa s-a vărsat, acel om poate să capete cu adevărat putere. Dar el până nu înțelege ce putere zace în el, el rămâne acolo. Cum i s-a spus? Într-o multinațională îi se spune, ăsta e biroul tău, asta trebuie să faci, da, șeful, asta fac. Ai nevoie de un om în care totuși să fie team leader, de unul care să se impună. Acolo se numește, de exemplu, chip de lemn în fizionomie. Și cum e lemnul? De ce? Când ne gândim, lemnul ce face? Străpunge pământul. Un copac. Bă, dacă el știe că este brad, el crește până ajunge la nivelul de brad. Nu se oprește la jumătate. Nu se oprește când zici tu să se oprească. Se oprește când vrea el, unde vrea el. Și atunci ăsta este genul de om care, într-adevăr, bă, eu dacă vreau să ajung acolo, eu acolo ajung. Și se zbate și duce și face. Și atunci, da, putem observa inclusiv personalitatea sau dacă este mai introvert, mai extrovert persoană. Îți poți cunoaște fizionomia pentru a te cunoaște, de exemplu, ce fel de tip ești, dacă ești apă sau lemn, cum ai spus tu. Îți dai seama de punctele tale forte, dar și de cele slabe și astfel, prin aflarea acestor lucruri, tu te poți îmbunătăți, da? Și va fi mult mai bine, de exemplu, la locul de muncă. Exact. Vin astfel de persoane să le ajuți? Da, 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 da. Și foarte des vin oameni care au... elemente de tip apă și pământ în traducere, oameni care ori nu sunt siguri de ceea ce au ales, că au ales bine,
ori vor să mai facă și altceva. Oamenii de tip len, metal, ca fizionomie, și aceștia sunt oameni care se observă, au sprâncene mai groase, au trăsături mai masculine oarecum, inclusiv femei. Sunt oameni care ei știu ce vor. Eu știu deja ce e cu viața mea. Ce... Ei, dar sunt și oameni de tip apă, de exemplu, care le-ar face pe toate. Și nu știu dacă jobul pe care l-a ales sau ocupația pe care o au este chiar ceea ce își doresc cu adevărat. Și atunci, da, vin să vadă ce altceva de fapt aș mai putea face. Și aici e foarte interesant, pentru că eu mă întreb deseori ce vrem noi cu adevărat oamenii. Îmi întreb pe un om, tu ce vrei de fapt de la viață? E cum adică ce vreau? Vreau și eu să am o familie, să am o carieră? Nu, nu, nu. Ce vrei tu cu adevărat? De ce îl întreb asta? Oare cum să-l trezesc la realitate? Pentru că să vrei un job și o familie nu sunt neapărat lucruri pe care tu le vrei. Sunt lucruri pe care le-ai învățat că trebuie să le vrei. Societatea, viața te-a învățat că... Ce te învață părinții de când ești mic? Ce am învățat și părinții mei, ce m-au învățat și pe mine și așa au fost și ei învățați. Mai mamă, du-te la școală, ia note bune, că pentru tine înveți, nu pentru mine. Ca să ajungi o mare, da, să da, ai da. O funcție. Așa, și după ce se întâmplă? Păi după ai o familie și după... Băi, dacă îți mai permiți, te mai duci o dată de două ori pe an în concediu și după aștepți pensia și gata. Și aia e viața pe care... Asta înseamnă viața? Doar pentru asta am venit noi în lumea asta? Știi? Nu zic că e rău să avem o carieră, nu zic că e rău să avem o familie, Doamne ferește, eu doar vreau să fii conștient tu ca persoană. Ce vrei cu adevărat tu de la viață? Ce te-ar face cu adevărat fericit? Și aici este marea dilemă și marea problemă cu care oamenii se confruntă, că nu știu ce vor. Și aici m-a ajutat atunci foarte mult. Atunci tu îi poți ajuta pe ei. Acum, îți dai seama, eu sunt un adjuvant. Dar eu sunt un om care poate să pună niște virgule. Dar totul ține de tine la bază. Nu pot eu să te schimb ca persoană. Pot să-ți prezint niște lucruri. Și lucruri pe care cu siguranță multe dintre ele deja le știai și tu le simțeai în interiorul tău. Dar n-aveai curaj poate să le recunoști până în acel moment. Dar ce faci tu cu lucrurile acele? Da? Pentru că eu stăteam cu mine și mă întrebam eu ce vreau de la viață. Mi-am dat seama că îmi place foarte mult să călătoresc, să experimentez, să înțeleg, să observ. Inclusiv să ies în fața oamenilor și să spun ceea ce am învățat deja și să spun mai departe. Lucrurile acestea mă fac să simt că trăiesc. Nu neapărat să am 10.000 de lei pe lună, nu neapărat să am 3 copii, nu zic că poate nu-mi doresc ceva din lucrurile acestea, dar nu astea sunt cu adevărat obiectivele care m-ar face cu adevărat fericit. Și da, fizionomia te poate ajuta prin filozofia de viață, ceea ce înseamnă fizionomia, respectiv cele 5 elemente. De asta spun că la finalul unui curs întreg explic de-abia cum arată un om infidel, cum arată un om bogat, poate, că te interesează și așa ceva, să știi printre ce tipuri de oameni să te înconjori. Dar de-abia după ce ai înțeles, ok, ce să faci cu informația respectivă, aici este de lucru. Oamenii nu sunt învățați să-și pună întrebări. Oamenii sunt învățați să execute. Când te trezești dimineața, nu te întrebi cum vreau să fiu azi. Te întrebi ce vreau să fac azi. Ce am de făcut astăzi. Nu te întrebi. Nu zici, astăzi vreau să fiu fericit. Astăzi am de făcut aia. Te duci într-o energie de lemn, se numește. Aici este elementul lemn. Lemnul, în general, ca verb, este a face. Apa este a fi. Lemnul, ca să crească, are nevoie de apă. În traducere pentru toți oamenii, ca să știi ce să faci în viața asta, trebuie să înveți cum să fii. Trebuie să înveți cine ești. Trebuie să ai ambele elemente. Ca mod de manifestare, nu neapărat pe chip. De asta, când vorbim de cele 5 elemente, vorbim și pe chipul nostru, dar vorbim și de filozofia vieții. Dacă le înțelegi, cele 5 elemente, cum sunt ele în această viață așezate, atunci înțelegi cum trebuie să trăiești cu adevărat viața. Pentru că dacă te uiți undeva, avem apă, fără apă nu putem trăi. Lemnul înseamnă pur și simplu arborii din jurul nostru, da? Fotosinteza ce se întâmplă, nu putem trăi fără natură. Da? Focul este reprezentat de soare, nu putem trăi fără el. Pământul, iarăși, este cel pe care noi călcăm. Metalul sau lucrurile care sunt, prin care construim ceea ce construim. Fără unul din aceste cele 5 elemente, viața nu ar fi așa cum este ea. La fel și noi trecem prin toate stările. Fiecare astfel de element este guvernat de un verb și de o stare. Și ziceam, la apă este a fi. Aici sunt oamenii care
foarte interesați să se cunoască pe ei. Foarte interesați să cunoască... Filozofii. Foarte, da, filozofii, într-adevăr. Psihologii. Și oamenii aceștia de obicei sunt introverți, dacă te uiți, da, știi? La bază. Și atunci, da, oamenii aceștia au nevoie, de exemplu, să călătorească mult. Prin călătorii cunoști. Dacă tu doar stai într-un loc, ce se întâmplă cu apă care stă? E o păstătută și o păstătută nu mai este bună de nimic. Nici la flori, nici la nimic. Corect? Și atunci apa trebuie să curgă, să fie lină. Cu alte cuvinte, tu călătorind prin această viață să te descoperi pe tine. După ce te-ai descoperit pe tine, ceea ce ești tu autentic, abia atunci știi cu adevărat ce să faci. Ce să faci pentru tine și pentru ceilalți. La foc, dacă ne ducem, este entuziasmul. Să înveți că după ce înveți ce să faci, să o faci și cu entuziasm. Pământul este cu a hrăni și a se așeza. Să înveți totuși să nu exagerezi cu nimic. Să faci totul cu împătat. Iar metalul este cu înțelepciunea. Iar la final, după ce ai făcut toate lucrurile, să știi să tragi niște concluzii cu ce ai plecat din viața asta și ce lași în urma ta. E o întreagă filozofie de viață. Este. Putem să le echilibrăm cumva, să lucrăm la acest lucru? Că mă gândesc că anumitor persoane au mai puțin, de exemplu, elementul apă sau foc sau metal. Mm-hmm. Putem lucra astfel? Absolut. Uite, mă dau exemplu pe mine, da? Că e cel mai ușor. Eu am elementele apă și lemn cele mai predominante pe echip. Orice om are două, maxim trei elemente pe echipul său cele mai predominante. Ca să se înțeleagă de unde, care sunt trăsăturile, da? Eu, de exemplu, am fruntea foarte înaltă, foarte lată, aici e o inserție de V, nu prea se mai observă acum, dar este. Am o bărbie destul de lungă, am aici niște ciarcăne, mă rog, astea sunt trăsături de tip apă. Cu cât ai mai multe, cu atât ai elementul acela mai bine definit pe chip. Bun. Și mă rog, și lemnul prin chipul dreptunghiular, sprâncinele destul de lungi, ochii mai inserați, mandibula mai evidențiată, chipul este mai dreptunghiular. Las notițe. Da. Cu câte mai multe trăsături de genul acesta, cu atât ai elementul acela. Trebuie să ai minim 3 trăsături ca să poți să zici că ai un element. Bun. Ce înseamnă asta? Ei, contează foarte mult. Nu înseamnă neapărat că gata, ai apă cu lemn, adică ai și a fi, ai și a face, ești câștigat, câștigi la loto, ești cel mai bine. Nu. Contează foarte mult câtă apă pui la lemnul ăla să crească. Da? Adică trebuie să înveți să fii echilibrat tu cu tine. Nu pui apa acolo la o plantă, că se neacă. Dar nici planta nu o lași să crească cu o picătură de apă. Iarăși, că seacă pământul acela bun. Și atunci tu ai nevoie să fii într-adevăr în armonie cu tine, dar nu numai cu elementele tale, cât și cu celelalte elemente. Și atunci tu trebuie să înveți, oricum, noi trecem prin toate stările și prin toate trăirile, dar ceea ce ne reprezintă de cele mai multe ori sunt doar două, maxim trei trăiri autentice. Și anume, ori luăm decizii, uite, apa are ca emoție predominantă teamă. Ori luăm decizii din teamă, de cele mai multe ori, luăm și decizii câteodată din furie. Dar cele mai dese, din ce stare le iei? Că e foarte interesant și asta. În stare. Ești în stare să faci asta? Păi ca să fii în stare, trebuie să ai starea necesară pentru a fi în stare să faci sau să fii într-un anumit mod. Și atunci, ceea ce ne interesează, vedem că, uite, teama. Tot timpul mai dau exemplul ăsta și la conferințe. Că vorbeam de stomatologie, eu aveam o teamă de dentiști, până nu de mult. Pentru că atunci când am fost mic, am avut o experiență urâtă. Și acum, recent, mi-am zis, mă, ce s-a schimbat? Deci aveam o teamă de dentist. Ce s-a schimbat? Eu aveam un pahar preferat acasă când stăteam cu ai mei în Bacău și am observat, după un timp, când am venit acasă, tatăl meu s-a dus și el la stomatolog, i s-a pus proteză, vin odată acasă și mă duc în bucătărie și văd că paharul meu preferat era plin cu apă și cu proteza lui tata. Și atunci teama mea a fost alta. Mă, de teamă să n-ajung să port și eu proteză, mă duc să-mi rezolv de acum toate problemele cu dinții. Deci, nu e neapărat că teama e pozitivă sau e negativă, trebuie să înveți cum să lucrezi cu ea. La fel, furia nu este neapărat pozitivă sau negativă, trebuie să înveți cum să o echilibrezi și să lucrezi cu ea. Furia nu este neapărat ceva rău atâta timp cât nu-ți faci ție rău și nu faci nici altuia rău. Câteodată în furia îți dă energie să faci ceva. Iarăși, entuziasmul, într-adevăr, și aici, știi, se spunea că e păcat să râzi ca prostul. Da. De asta depinde cât de mult, cât de zâmbitor ești, cu cât de... ce zâmbet larg ai pe buze atunci când
întâmpină o anumită situație în viața ta. Că și dacă hilizești atâta continuu, ești luat de nebun. Și atunci te duci în extremă. Fiecare element are anumite extreme. Într-adevăr, ca să faci lucrul acesta să devii echilibrat, ai nevoie de o inteligență emoțională. Și lucrul ce este frumos, că e posibil. Lucrurile acestea se învață. Sunt anumite exerciții, sunt anumite tehnici și de asta ofer consultanță. De asta am ținut să fac aceste cursuri și de coaching, să-mi iau și astfel de specializări, pentru a putea ajuta oamenii și cu lucruri concrete, cu exerciții pe care să le facă. Și am avut rezultate remarcabile. Că oamenii în ziua de astăzi trăiesc într-un secol al vitezei. Totul vor repede. Și atunci nu mai au răbdare să se ducă nici măcar la terapii. În terapie te ține foarte mult. Oamenii vor să vină la un consultant și să afle din start totul ce am de făcut, ce și cum și dacă se poate să faci și tu în locul meu. Da? Bun. Și atunci vin la consultanță. Dar tocmai consultanța, ea se combină foarte bine cu coachingul în momentul în care tocmai îi dai omului informația și îi dai și direcția. Și asta facem la o consultanță, atât față în față sau scrisă la distanță. Da. Legat de viteză, oamenii judecă. Cu toții judecăm. Fie că o spunem tare sau nu, cu toții avem anumite impresii despre celălalt. Se spune că o primă impresie se creează deja după câteva secunde, sunt, mă rog, date diferite. Imediat ce vedem o persoană, ne facem o părere. Exact, exact. Și părerea aia cum se formează, e interesant. Da. Se formează tot datorită experienței pe care noi am avut-o până în acel moment. Am văzut că oamenii care n-au păr, da, sunt într-un anumit fel. Am văzut că oamenii sau blondele sunt într-un alt fel. Da. Și atunci deja începem să catalogăm, nu chiar la nivelul acesta, dar la nivel subconștient, aceste lucruri au rămas rădăcinate. Știi cum noi spunem că acum suntem liberi, că fiecare om are drepturi egale, declarativ, dar tu când îl vezi pe unul că de o altă orientare religioasă sau etnică sau ce vrei tu, care exact aceleași drepturi cu tine, și tu simți deja că acolo este o nedreptate pentru că tu ești oarecum superior, acolo deja în subconștientul tău știe că tu nu vezi lucrurile la fel cum le spui. Ei, și asta ne ajută inclusiv fizionomia din acest punct de vedere, pentru că dacă tot judeci, măcar să judeci corect. Asta este adevărul, noi oamenii judecăm. Dar măcar fă-o corect, nu pe lucruri așa bazale, că toți oamenii, toți bărbații înșeală, toate femeile sunt nu știu cum. Serios? Dar ce te face să crezi asta? Ok, înțeleg, datorită experienței pe care tu ai avut-o. Dacă ai avut numai 5 relații cu bărbați și toți bărbații te-au înșelat, o să ai impresia să zici că toți bărbații înșeală. Da, dar ce te-a făcut pe tine să întâlnești fix bărbații care au înșelat? Iarăși sunt niște lucruri mai profunde decât doar lucrurile acestea la suprafață. Și atunci, fizionomia este un instrument care te ajută să cunoști omul mai bine. Poate persoana care a ales acei bărbați a mers pe un anumit pattern a tatălui, de exemplu. Absolut, da. Și de aceea a avut relații eșec, să le spun așa. Lucrurile acestea transgeneraționale lasă un efect și o amprentă mult mai puternică decât noi considerăm. În Franța, lucrurile acestea, psihogenealogia este foarte bine pusă la punct. La noi, în România, de-abia acum am observat primele cursuri, inclusiv eu am studiat în foarte adânc în ultimul timp lucrurile acestea, pentru că trebuia să fac o legătură în ceva. Știi, indienii au, nu știu, reîncarnarea. Noi avem, că ne ducem într-o altă viață, dar totuși, într-adevăr, din punct de vedere psihologic, știi și tu, noi venim cu un cumul la 4 generații în spatele nostru, din aptitudinilor. Și când vorbim de aptitudine, vorbim și de gradul de inteligență, da? Vorbim și de talente, adică lucrurile acestea, cu lucrurile acestea te naști. Da? Nu poți să dobândești un talent muzical. Talentul muzical te naști. A, poți să ai grijă de el. Dacă nu ai talent, poți doar să cânti corect, dar nu cânti cu talent. E o diferență. Și la fel este și cu gradul de inteligență și altele. Și atunci, ok, cum vin? Și într-adevăr, sunt multe lucruri transgeneraționale care țin, și ceea ce înseamnă că găsești toți bărbații să fie la fel sau toate femeile la fel, e un pattern. E un pattern acolo care se leagă iarăși de familie, chiar cea existențială, cât și cei din spate. Citirea chipului se face și în domeniul criminalistic? Da, multă lume acum când aude de fizionomie sau când aude cu ce mă ocup, se gândește din start la poliție, la lucrurile de acolo. Serialul Lie to Me. Serialul Lie to Me, desigur. Da, răspunsul este se întâmplă, dar acolo sunt alte denumiri, sunt profileruri mai multe, sunt altfel observate și legate aspectele. Cineva mi-a spus la un moment dat de Ted Bundy,
că a fost un celebru, da, criminal, da, care, ok, și arăta, era foarte carismatic, într-adevăr, era foarte carismatic. Păcat că nu avem acum o poză cu el. Dar dacă stăm să analizăm chipul din punct de vedere fizionomic, adică a trăsăturilor faciale, observăm că este un om care are o predispoziție la a fi psihopat. Are, și foarte multe femei s-au îndrăgostit de el, știind că el a făcut atâtea crime. Ca să-ți mai spun un lucru. Se consideră că aproximativ 2% din populație suntem psihopați. Și s-au luat toate trăsăturile de caracter ale unui psihopat și au fost duse la resurse umane. Fără să zică că ăsta este profilul unui psihopat. Da, și a spus, ok, cum este omul respectiv. Au întrebat doar în ce poziție ați pune un astfel de om. De lider. Exact. Numai poziție de conducere. Și foarte mulți oameni pe care noi îi vedem la televizor, pe care îi estimăm, inclusiv conducători, chiar de stat, la bază au trăsături de oameni psihopați. Și sunt foarte doriți și iubiți. Deci da, ceva din noi atrage sau ne atrage la astfel de oameni. Da. Hitler o fi fost psihopat? Hitler, să știi că, uite, are o trăsătură. Se spune că avea o culoare albastru deschis la ochi. Acum, nu neapărat că toți oamenii cu albastru deschis gata sunt psihopați, să ziceam, nu așa catalogăm oamenii. Dar, într-adevăr, oamenii care au o nuanță mai deschisă la ochi tind să fie mai reci față de cei care au nuanțe mai închise. De asta, uite, cea mai ok trăsătură într-un bărbat fidel, să zicem, ca nuanță, ar fi căprui închis. Da? Oricum, în general, uite, din punct de vedere a compatibilității între două persoane, ne atrag foarte mult persoanele din prisma ochilor. Și aici nu mă refer neapărat la privire, deși este și ea, dar în special forma ochilor, da? Adâncitura, privirea în sine, dar ce-ți transmite, și apoi pe ultimul loc este culoarea. Noi spunem de start, îmi plac ochii albaștri, că la asta știm să ne raportăm. Dar, de fapt, la ce mă refer? Forma ochilor, da? Sunt ochii de pisică. Uite cum îi ai și tu, cam așa, în care pleacă ușor în sus, da? Marginea exterioară. Sunt ochii lăsați, eu îi am așa, în care nu se duc în sus. Ori sunt la același nivel, ori se lasă în jos. Ei, și sunt oameni care din start zic, bă, uite, dacă stai să te uiți, nu-mi plac oamenii cu ochii de pisică sau nu-mi plac oamenii cu ochii lăsați. Sunt mai multe forme, am zis doar de astea doi, că astea îi avem noi. Ei, pe lângă asta, dacă îți place deja o anumită formă, este privirea omului. Ce îți transmite privirea acelui om? Că ziceam că este și oglinda sufletului, dar și fereastra minții. Îți dai seama că are un suflet bun, dar îți dai seama și că are o minte perversă. Avem o imagine aici cu Hitler. Da, da. Aici poza a fost găsită cu o nuanță de albastru foarte închis. Eu știu de felul o fotografie cu el cu albastru deschis, dar mai avem acolo și el vedem că are niște ochi triunghiulari, cel puțin ochiului drept, din poziția aceasta, observ. La fel ca la Trump. La fel ca la Trump, exact. Dar sunt oameni care nu pun accent pe sentimente, să spunem așa. Și desigur avem mai multe lucruri care să ne ateste acest aspect. Acum vedem acolo o îngustime între sprâncene și ochi, da? Asta înseamnă oameni care nu stau foarte mult la discuție, un grad de toleranță scăzut. Cu cât vedem sprâncene mai ridicate, cu atât vedem un grad de toleranță mai crescut, cu cât vedem sprâncene mai joase, vedem o persoană cu o toleranță mai scăzută. Da? Și cu cât se adună mai mult, cu atât ajungem la un profil. În ce situații ți-a fost utilă citirea chipului? În toate situațiile în care am întâlnit oameni și am avut nevoie de așa ceva, să cunosc, să știu ce să zic, cum să zic, unde să zic. Îți dau un simplu exemplu. La un moment dat eram mărăcit, mă durea gâtul enorm de mult. Și eram în culmea, mă prinsese că acum recent s-a întâmplat asta, anul trecut cred că, eram în Bacău pentru câteva zile și trebuia să iau un medicament. Nu mai puteam, dar nu știam nici ce să iau pentru gât. Aveam o tuse de aia foarte seacă. M-am dus în Bacău, fiind un oraș mic, era o singură farmacie non-stop. Era seară. M-am dus acolo, aveam de ales între trei farmaciste. Ok, am văzut pe una că avea combinație de apă cu metal. Ce înseamnă asta? Înseamnă o persoană care știe ce zice, știe ce-ți spune, dar când are chef. Și am zis, nu vreau să risc. Mai aveam o farmacistă, mă uitam în partea stângă, avea elementul lemn predominant, o persoană care de obicei asta arată un om care e acolo mai mult din prisma meseriei și că face bani, nu neapărat că îi face plăcere. Și am zis, ok, n-am nevoie nici de așa ceva. În partea dreaptă, în schimb, aveam o persoană care avea elementele pământ și foc. Ce înseamnă asta în descriere? Înseamnă o persoană care, odată, îi place și să aibă grijă de celălalt, dar îi place și să vorbească.
Și atunci am zis, ok, de persoana asta am nevoie. M-am dus la ea, am stat la rând acolo, m-am dus și am spus, doamne, nu știu ce să iau, dați-mi dumneavoastră, pur și simplu, am o tuse seacă care mă... A, e una așa, care o simțiți de aici? Da, 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 fix de asta. Stați că am eu ceva bun. M-a dus, mi-a adus, să știți, trebuie să luați 20 de mililitri, dar acum prima oară puteți să luați și 40, că nu-i fără niciun fel de problemă. Nu m-a mai lăsat nici să plec. Vorbea și cu mine, dar în același timp mi-a arătat și că are grijă, într-adevăr, de mine. Deci iată un lucru minim, dar la care într-adevăr ai nevoie de așa ceva. Citirea chipului ne ajută în foarte multe situații. Unde te pot găsi telespectatorii noștri? Mă pot găsi pe Facebook, Ciprian Cucu, liniuță Fizionomie, da? Sau pur și simplu chiar pe site-ul fizionomie.ro, Instagram, Ciprian Cucu Fizionomie. Pe aceste platforme mă pot găsi cu siguranță. Mulțumesc foarte mult, pe mine m-ai convins, voi veni la cursul tău. Te aștept cu mare drag. Dragi telespectatori, până data viitoare, eu vă doresc sănătate multă!